Bun găsit! Municipiul Chișinău reintră sub cod galben de alertă epidemiologică din cauza creșterii numărului de infectări cu noul coronavirus în ultima săptămână. O decizie în acest sens a fost luată la ședința de miercuri a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a Capitalei. Astfel, purtarea măștilor de protecție rămâne obligatorie în toate spațiile închise și în transportul public. Autoritățile municipale solicită din nou intervenția carabinierilor pe străzi și în stațiile de așteptare. Totodată, centrele de vaccinare vor activa și în zilele de odihnă. De asemenea, responsabilii din sănătate au cerut organelor competente să verifice dacă cei care vin de peste hotare respectă carantina de 14 zile. Autoritățile capitale au reiterat că singura soluție pentru desfășurarea noului an de studii cu prezența elevilor în clase reprezintă vaccinarea tuturor cadrelor didactice. În capitală, numărul infectărilor cu noul coronavirus a crescut cu peste 40% în ultima săptămână, iar al deceselor cu aproape 6%.